legea lui Dumnezeu văzută în ceruri. Atunci, cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel care judecă. Psalmul 50 cu versetul 6. Norii se retrag și se văd cerurile înstelate, nespus de glorioase, în contrast cu firmamentul negru și furios în ambele părți. Slava cetății cerești se revarsă prin porțile întredeschise. În templu va fi văzut chivotul legământului în care au fost așezate cele două table de piatră pe care e scrisă legea lui Dumnezeu. Aceste table de piatră vor fi scoase din ascunzătoarea lor și pe ele vor fi văzute cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu. Aceste table de piatră, ce se află acum în chivotul legământului, vor fi o mărturie convingătoare în favoarea adevărului și ale cerințelor obligatorii ale legii lui Dumnezeu. Minți și inimi profanatoare s-au crezut destul de puternice ca să schimbe legea lui Iehova, dar, în siguranță, în arhivele cerului, în chivotul lui Dumnezeu, sunt poruncile originale scrise pe două table de piatră. Niciun potentat de pe pământ nu are putere să scoată acele table din ascunzătoarea lor sacră de sub tronul Harului. Pe cer apare o mână ținând două table de piatră, închise, una peste alta. Profetul spune, atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel care judecă. Psalmul 50 cu versetul 6. Acea lege sfântă, dreptatea lui Dumnezeu ce a fost proclamată de pe Sinai, în mijlocul tunetului și al flăcărilor, ca o călăuză de viață, este acum descoperită oamenilor ca regulă de judecată. Mâna deschide tablele și sunt văzute preceptele decalogului, încrustate ca și cu o pană de foc. Cuvintele sunt atât de clare că oricine le poate citi. Memoria este deșteptată, întunericul superstiției și ereziei este măturat la o parte din orice minte și cele 10 cuvinte ale lui Dumnezeu, scurte, cuprinzătoare și autoritare, sunt prezentate la vederea tuturor locuitorilor pământului. Este imposibil de descris groaza și disperarea celor care au călcat în picioare cerințele sfinte ale lui Dumnezeu. Dușmanii legii lui Dumnezeu, de la pastori până la ultimul dintre ei, au o concepție nouă despre adevăr și datorie. Prea târziu văd ei că sabatul poruncii a patra este sigiliul viului Dumnezeu. Amin.